Uh, în proiectul uh, Kids Online, uh, România a avut o poziție destul de interesantă pentru că a fost clasificată uh, ca o țară de tip uh, nou utilizare, nou risc. Și uh, am observat că uh, între copiii europeni, cei, cei români prezintă cele mai uh, mari. Procente de situații riscante online. De exemplu, copiii români raportează foarte mult hărțuire sau agresivitate online, cyberbullying sau expunere la, la mesaje sau conținut sexual online. Pe de altă parte, părinții români sunt nu au atât de mare cunoștință de ceea ce fac copiilor pe internet. Prin urmare, consider că sunt mai puțin pregătiți decât alți părinți europeni să facă față acestor provocări și situații problematice la care sunt expuși copiilor pe internet. De aceea consider că o strategie foarte importantă pentru părinții români ar fi să vorbească mai mult cu copiilor, să afle uh, mai mult ceea ce se întâmplă, ceea ce fac copiilor pe internet și să nu se bazeze atât de mult pe uh, limitarea timpului uh, sau restricționarea accesului la internet uh, și mai mult să meargă pe uh, comunicare și pe a rezolva situații uh, împreună online. Uh, un alt mesaj pe care. Uh, Aș dori să-l să transmit și să subliniez ca fiind mult mai important, e rolul școlilor în România, care în acest moment nu sunt suficient de implicate în ceea ce fac copiii pe internet. Ar putea să participe mult mai mult la educația digitală a copiilor și a participa concret în ceea ce fac copiii pe internet.